Ioan Atasiei este din localitatea Cișmea. El a fost, dar este și în continuare, un croitor desăvârșit. În urma unui accident grav, Ioan Atasiei a fost la un pas să rămână invalid. A suferit o operație pe coloană, iar după această intervenție nici cadrele medicale nu i-au mai dat șanse. Însă, bărbatul nu și-a pierdut speranța. S-a trezit în fiecare zi cu gândul că el trebuie să fie puternic pentru a putea merge din nou. În urma unui accident, mai bine spus o căzătură, mi s-a compresat nervul între inelele de la coloană. Așa. Nu, T10, T11. Și am rămas practic paralizat, imobilizat la pat. Am fost operat. Toată problema s-a întâmplat în 2016. La început am fost internat pe data din 9 iunie și la început, mă rog, în urma analizelor și așa, am fost suspectat de mai multe boli, să spunem așa, că într-un final am ajuns la Spitalul de Neurochirurgie la Iași. Și în urma unui remeniu s-a ajuns la diagnosticul pe care așa am fost operat. Și după operații nu mi s-a comunicat mie personal, la persoane mai apropiate, că nu se știe dacă voi mai avea vreo șansă de a merge vreodată. A fost sprijinit de familie, încurajat de prieten, iar astfel a reușit să se ridice din nou în picioare. A trecut de la scaunul rulant la cârjă. Eu luptându-mă și, mă rog, am urmat un program recuperator, cu toate că nici programul recuperator nu l-am început în momentul în care trebuia să-l încep. Și m-am luptat și în momentul în care am ajuns în faza să... Bine că am trecut prin mai multe faze. Prima și prima dată am reușit să stau înșezut la marginea patului, după aceea... M-am deplasat cu ajutorul căruțului cu rotile, de la căruțul cu rotile am trecut la cadru mergător și în decursul timpului de la cadru mergător am trecut la cârjă. Din nefericire, bărbatul a mai primit o lovitură de la viață. Locuința i-a ars, familia l-a părăsit și a trebuit să o ia din nou de la capăt singur. Se întreține singur, are grijă de puișori pe care ulterior îi vinde. Ioan Atasiei nu a uitat de unde a plecat și, din când în când, mai coase când are comenzi. Sincer să fiu, mă consider un om puternic din cauza că, în urma problemelor de sănătate pe care le-am avut, m-am străduit și m-am luptat să ajung până în faza și la nivelul în care mă aflu. Și mă consider pe undeva un luptător. Întreaga poveste a omului de oțel o veți putea urmări în această seară de la ora 19:30 pe Somax TV. Povestea va fi difuzată în cadrul emisiunii Inimă pentru Inimă, realizată de Andreea Ursu. Oamenii cu suflet mare, care vor să întindă o mână de ajutor, o pot face sunând la numărul de telefon 0754 89 6416.